Că te vezi mai bine. Ce frumos se vede. N-am nimic nici eu, nici trotinet. Am lăsat-o ușor, da? Nu mai e nimic. I-a rupt ursul de vreo 2-3 ori. Da? Cred că a renunțat. Aha, eu spune, da, văd care și la geam, da. Și la ușă. Să țin pasul cu un enduro. Imaginați-vă așa ceva. Să țin pasul cu enduro. Vai, mă fură pe mine. Deci cum mă fură? Da, zic ok, n-am nimic. Sper că nu mi-am spart ochelarii. Ai văzut cum am dus? Am văzut. Da, ai văzut? Eram cu frânile la maxim și nu mai ține, alunecă. Nu mai îmi simt degetele, brațele. Mi-a rămas ăsta încleștat. Mi-a rămas degetul mic încleștat. Nu mic, al doilea. Tremură, nu mai pot. A rămas blocat. Ai murit? Nu mai pot, nu mai simt degetele și ăsta. Astăzi facem o cursă, trotinetă electrică versus enduro, o motocicletă de 250. 250. 40 de cai. Sper să ne auzim bine. Voi filma cu GoPro, eu am trotineta de 2400W. Clar nu se compară, dar încercăm să facem niște trasee. O să mergem pe munte, vedem cât o să punem și cu trotineta asta. O să fie un experiment acum, să mă țin după el cu enduro. Dar, haideți să-i dăm drumul la treabă, dați un like aici și te rog. O abonare și un like, nu uitați, sper să ne auzim. Se compară, s-a dus pușcă. Urc și eu, da? Mai greu. Am casca, sper să mă aud bine, că n-am nicio lavalieră. George, o să închid acum poarta, pentru că mi s-a spus poarta e făcută de către ei ca să nu urce cu vace sau cu mașinile, nu știu exact. Asta e zona lor, unde se dau, care este de-al locului. Foarte frumos aici. Suntem la Piatra Craiului, foarte aproape, în spatele munților aici, după culmea aceasta e Piatra Craiului. Hai! Urcăm pe aici, nu știu, ori pe aici, ori pe acolo. Vrei să-i dai pe aici? Eu îl urc pe ăsta acum. Îți garantez că pe ăsta îl urc. Dacă vin cu viteză, pe aici mă urc. Nu știu ce ai până sus. Dacă îi dai tu tare și eu trebuie să-mi iau puțin avânt, dar eu îl urc pe ăsta. Ok, hai pe aici atunci. Piatră, o piatră. Hai că trebuie să o iau mai pe partea asta, că acolo slabe șanse. El îi dă mai tare, eu o să merg în ritmul meu. O să fie un super test la trotinetă, pentru că
Așa. Ai numai piatra aici, ai special pentru enduro. Wow, 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 ce mă zdrunci, nu? Wow. Vai, mamă. Mi-e teamă să-i dau viteză mai mare pentru că să nu mă arunce vreun bolovan. Da, nici nu-i nevoie să-i dau foarte tare. Hai să vedem cât urcă. Deci experiment la propriu, ăsta va fi. Încă urc. Mă las, îmi dă avantaj. Ia uite-l cum vine. Ce frumos se vede. Aha. Da? Hai să-i dau. Go cu iatră. Eu aici, ce să fac eu aici, mă? Ce să-i dau eu? Oi, că accelerează bine, dar aruncă pe auto. Oi. Aha, e pe aici stați eu. Oh. Hai că mă urc alea, că... Am un drastel de mașina mai de tot, mereu cu motorul pe care sus. Te urci pe aici. Urci pe aici, drept, așa. Da, da. Mă duc până cu bătoi și după aia mă duc până apoi. Înțeleg. Ei, dăm pe drum pe aici sau eu mă duc pe acolo? Nu mă duc pe drum, dar mă întorc din apoi, doar mă duc până... Du-te pe acolo. Se duce, se duce tare, tare. Da. Nu-l mai văd. Da, eu mă duc pe drumul ăsta. Wow. Bă, ești nebun, urc aici. Uai, nu cred. Am urcat. Și am dat cu noroc în cască. Am dat de crengile astea. Cred că o să-i dau la GoPro pe Super View. Pentru că vreau să filmez cât mai bine. Dă-i. Chiar e fai de viața mea, ce drum e aici. Bă, și cum trage, bă. Hop. Mai sare. Vai de mine. Deci nu vine să cred că eu fac acum traseu de enduro. Tochineta enduro. Bă, dacă nu dați pe like, mă supăr pe voi, bă. Deci... Wow, ce fain e aici. Wow, wow, wow. Bă, noroc că e platforma foarte înaltă. Hai că aici... Wow. Aruncă piete la disc. Aruncă piete la disc. Wow. Hai. A, ce ai zis de trotineta mea? Trage sau nu trage? Nu știu că merge. Te așteptai? Nu mă așteptam să meargă așa bine. Ce ziceai? Că nu urc, cred că, până aici. Să știi că. Da. Să știi că. Trage bine, mă. Da, da, da. Aici, aici dacă poți să urci. Acolo sus era fain de filmat că ai zis foarte frumos să văd. De efectiv aici. Wow, ce frumos. La picioare de acolo. Vai, cât de frumos se vede aici. Se vede și în... Vai. Dar noi nu vedem de port. Da. Foarte frumos. Foarte mișto se vede. Se vede genial. Da. Ca
Bun. Am dat. Iată. Hop, 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 hop. Uai. Uia. A, am dat în bolovanul la mare. Gata. S-a trebuit să ai grijă ca să nu scap de sub control. Bă, stai de fii, da, la întâia. De la a treia. De ce nu merge? Așa. E pe mod 1, dar nu înțeleg de ce. Oh, ce mamă mă ce-am făcut? Pe 7. Stai că am intrat în meniu. Fără să vreau. Top. I-am dat iar pornire. 2 3. Gata. Eram în meniu și nu puteam să schimb treapta a treia. Și trăgeam mai greu. Da, da. Ha. Iau. Oi, îmi cau de suspensie acum. Cât e puțin? Băi, cum e aici? Băi, e o senzație, deci n-am cum să vă explic. Cu trotineta. Wow. Trebuie să stai foarte bine încordat. Wow. Treci de mine. Hei. Ce frumos se vede aici. Ce frumos se vede toată zona. Cât de faine. Da. Poți să stai la un metru în fața mea. Okay. Poți să stai cam la un metru în fața mea. Că te vezi mai bine. Asta. Oh, 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 ușor, tată, ușor. Bun, am intrat în Parcul Național Piatra Craiului. Și am intrat singur pentru că George mi-a zis că nu are voie. Așa că mă voi plimba puțin pe aici. Wow, cum e piatra asta. Mă voi plimba pe aici. O să dau o tură. El s-a dus pe alte zone pe unde se mai plimbă de obicei. Deoarece e parc național, nu are voie cu cross-ul, cu enduro, cu motocicletă sau ATV-uri. Și cu cele electrice ai voie. Asta e avantajul la bicicletele și la trotinetele electrice, că poți să te plimbi cu ele în Parcul Național. Nu poluează și nu fac zgomot. Băi, deci nu vine să cred cum face trotineta. Vai de mine. Ua. Ce frumos se vede de aici. Wow. E prima dată când sunt aici. Deci uitați-vă puțin la peisajul ăsta. Nu vine să cred. E genială treaba asta. Eu acum nu știu ce fac. Urc, cobor, sper să nu fie urși. Am văzut că sunt câțiva oameni. E un traseu marcat. Ce s-a auzit? A strigat cineva? Cine s-ar fi gândit că merg cu trotineta electrică vreodată într-un parc de acest gen? Nu știu dacă am șanse să ajung chiar până la Piatra Craiului. Mai ales în niciun caz nu poți urca cu o trotinetă acolo. Dar nici până aici nu m-aș fi gândit că ajung cu asta. Ia. Uite ce drum fain încolo. Ia stai așa că mă urc aici. E drumul foarte fain. Ua, o piatră, n-am văzut-o. Ia uite ce frumos e. Hai să mergem pe aici. Ua. Ua. Sper să mă las. Vine.
Vai, în pădure ce frumos e. Bă, dar nu cred că e bine că merg pe aici, poate să fie urși. Bă, nu știu dacă fac bine eu ce fac acum singur pe... Să nu fie urși. Claxonez mai bine că decât să vină vreun urs, măcar să mă audă din timp să fac zgomote. Cu trotineta în pădure. Nu știu, bă, și faza e că nici nu știu dacă am semnal, ia. N-am nici semnal, e mort. Bă, mă rătăcesc pe aici. Hai că mai merg puțin, mă întorc și văd ce fac, că nu știu, nu cunosc zona. Ursule, dacă ești aici, să fugi. Trebuie să vorbești, bă, aici a plouat, e urt puțin. Nu știu dacă e traseul ăsta, nu știu ce e aici. Deși se vede că, uite, merg cu mașinile, e potecă. Bă, ipoteca. Uf, sunt puțin îngândurat că nu știu în ce direcție să merg. Da. Hai să-mi mai dau până spus. Oricum, mă întorc pe unde am venit, numai că... Nici nu știu că... De unde e toată zona asta. M-a atins creanga. Uai, ce m-a furat la drift. Piatră. Bă, unde am ajuns? În ce parte merg, mai bine zis? Mă întorc. Bă, dar unde e? Ce? Alo? Hei? Eco? Bă, cum se aude? Eco? Strigă cineva. Bă, dar unde e George? Că eu l-am lăsat pe el, s-a dus pe parte, dar trebuie să mă întorc, că am zis că ne găsim tot acolo, înapoi. Hei! Strigă cineva din partea aia. Ce? Cum se aude? Care ești? Care ești? Ia cum face drifturi. Ia uite-o. Drifturi. Op, gata. Ia. E drum pe aici, văd că în stânga. Bă, unde mă duc eu? Hai să-mi bag. Și mă mâncă să mă duc în partea asta. Poate dau de vreun lumini și ceva. Nu știu. E potecă. Mă sper. Nu e potecă. Adică ba da, da. Iar mă aventurez pe eu nu știu unde. Pe unde nu cunosc. Ce? Alo? Bă, strigă cineva din față. Bine, nu știu dacă mă strigă pe mine, că n-am treabă. Sau poate nu-i din față, poate sau de creco. Bă, nu știu. Mă duc pe aici puțin. A, creangă. Bă, dacă apare video ăsta pe YouTube și îs în viață, înseamnă că sunt bine. Dacă nu apare... Bă, dar nu-i nimic aici, mă. Hello? Alo? George? Bă! Mă întorc.
Nu știu, bă. Oamenilor. Crengile în față. Da, noroc am casca. Că altfel. Ah! Tu, că mi-a dat un piept. Ah! Ce bolovan am luat. Nu-mi văd urma mea, dar altceva nu știu. Gata! L-am găsit. De fapt, el m-a găsit pe mine, că a venit el acolo după aia. Și a merge pe altă parte. Mi-a... Oi, mamă, ce s-a aici? Ce-i cu pământul ăsta? Oi, ce-i pământul ăsta aici? Opa! Aici e o cabană, e un câine înăuntru, bă! Unde da mai câinele? Vai de mine ce drum. Și pe aici acum. Au ce. Ce joc. Vai de mine. Bă, frate. Oi. Oi. Fua. Fua. Hai, urcă. Trage, trage. Op. Ah, pe unde mergem? Pe acolo? Da, pe acolo. Urcăm? Vai. Bă, am obosit. E un câine în cabana aia. Da? Da, uite, a plecat. Da, e vreo stână, ceva. Bă, dar cum trage? Nici eu nu mă așteptam. Vezi cum merg cu ea? Așa sare pe dâmburi, dâng, dâng. I-am dat superview, sper să meargă, sau hyperview, nu știu că i-am dat pe filmare. Sper să fie ok. Da. Hai, deci mergi tu primul, eu merg după tine. Da, da, da. În stânga, încolo sau unde? Acolo. Ok, hai pe acolo atunci. Wow. Up. Ce să mai frate, că eu... Uai, mamă. Ce s-aude? Wow. Mamă, nu știu dacă urc. Vai. Uitați-vă la peisajul ăsta. Habar n-am unde sunt. Foarte frumoasă zona. Wow. Hai. Să dăm. Pice. Op. Bă, urcă. 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 Cu un picior așa ușor. Mai dăm avânt. Urcă. Hai, sus. Sus. Wow. Bă, ce frumos e. Stai pe cric. A băgat pe mâna cric. Stai că am băgat pe mâna cric. Ha. Gata, mergi, mă. A intrat pământ aici, o grămadă, și nu-i vin cape. Dă două mai jos, dacă nu. Lasă-o jos. Dă două mai... Să nu cade. Uh-huh. Uai, gata. Wow. Bă, cât de frumos se vede. Ce frumos. Sper să vadă cu GoPro. Faină zona aici, te plimbi de nebunești. Da. Da.
Mai ales că sunteți mai mulți. Aha. Și acolo ce e, un platou ceva? Aici, cabană. Da, a vrut să-și facă un domn o cabană, dar... Nu mai e nimic. I-a luptă ursul de vreo 2-3 ori. Da. Cred că a renunțat. Aha, eu spate, da, văd care și la geam și da, la uși. Da. Vine ursul pe aici tare, hă? Ursul, da. Și ai șansă să te găsești că el pe traseu? Nu prea, că se sperie. Se sperie, aude sunet. Da. Dar la electric, bine, și la electric mai aude, că bate mai pietre. Mai aude, mai, na, mai bate, mai țip, mai nu știu ce. Pleacă din timp. Ha. Da. Bă, frumos. Fain tare. Ups, bă, deci. Aici e nebunie, nu știu dacă vă dați seama cum e terenul pe unde trebuie să cobor eu acum. Doar pe frână mai mult. Așa, bun. Wow, eu mai fac pe pas să admir priveliștea care este senzațională. Am gândit la ceva pe spate. Deci, superbă zona asta. Foarte faină. Vezi că nu știu unde s-a dus George. În ce direcție? A, pe aici. Op. Wow. Oh, se vede că... Uah! Unde? Pe aici, nu? Nici nu-l mai aud. Uite, acolo e altă cabană părăsită, distrusă de urși. Bă, deci o merg acum printre o zonă unde e foarte populată de urși. Și nu prea vine să... Uah! Unde ești? Oh. Acolo! Fuh, stai că trebuie să vin pe partea aia. Tu ai urcat deja. Mi-a intrat pământ pe aici. Hai, că vin acolo. Bagă! Uai, ce? Băi, ui! Era o piatră acoperită de mușchi, am zis că e pământ. Capcane. Dă-i și tu o filmare. Uai. Hop. Era să o scap de sub control la final. Ai de mine. Mi-a alunecat. Mi-a fugit de pe frână. Da. Ia asta e jos. Să mai admir priveliștea. Bă, cum e frumos. Și acum coborăm pe aici? Putem să luăm pe aici, să vezi pe aia aia lungă, mare, pe care ziceam din spatele mare. Pe aici? Da. Aha, ok. Vai, mamă. Uai. Bă, băiat. Să țin pasul cu un enduro. Imaginați-vă așa ceva. Să țin pasul cu enduro.
Bă, frate. Uai. Hai, unde e iarbă? Te fură puțin cauciucul. Wow. Aici. Hai că am lovit cu ce discul. Dar n-are nimic. Hai, mamă. Băi, unde dă? În platou, în... Aha. Uai, sper doar să prind cadru bun. Atât îmi doresc. Uau. Să fie un video lung. O plimbare adevărată. Cred că s-aude cum gâfâi. Uai. De la ce sunt gropile astea, pământul ăsta, așa, răvăjit? De la ce? De la mistreții, așa? Aha. Caută trufe, ciuperci. Da, rădăcini, ghinde. Da, de toate. Da. Deci vin mistreții. În față, asta e poiana de care povesteam ieri, care nu o vedeam de partea da. Asta de copaci. Deci tu în poiana asta aduci vacile. Vin, urcă singure, vin singure și pasc. Am înțeles. Urcă singure. Și are din capăt în capăt, are 2 km jumătate. Wow. Da. Păi și trecem prin poiană? O străbatem dintr-un capăt în altul. Super fain. Da. Deci... Și găurile alea sunt de la misteți, cum au rămat misteți. Da. Le observ. Super. Da. Trebuie să țină bateria și tot. Aha. Blan, hai să-i dăm. Ușor. Uai. Foarte faină zona. Foarte frumoasă. Deci nu vine să cred ce loc superb. Și mă face să-mi doresc să-mi iau un enduro, ceea ce oricum îmi doresc, dar acum mă face și mai tare să fac asta. Uai, mistreților, mi-a stricat cărarea. Uai. Băi, cum au răvășit aici. Uai. Wow. Ce e aici? Băi. Asta chiar e. Aoleu, nu mai pot. Bă, ce frumos se vede, mă. Unde e ursul? Bă, dar nu-i urs. Bă, urcă, e urs acolo, mă. Bă, mă jur, am văzut ăla, e urs. Bă, ur... Nu cred. Bă, o plecat ăla în față. Bă, e urs, mă, ăla. Nu cred că era urs, ăla oare. Vai, mă. Bă. Ia. Aoleu. Eu mor de oboseală. Vai. Wow. Nu mai rezist mult. Mă bag în pune, în bădare. Bă, cât au să rănit pe aici mistreții. Na. Wow. Nu mai pot să respir, sunt foarte obosit. Na, lei.
Nu știu dacă se uite cineva la o oră de video, dar asta e pentru mine o super experiență, super amintire. O să rămână la experiența de a merge cu o trotinetă de doar 2400 de bați pe aici. E s-a oprit într-o... S-a dus puțin așa, nu tare. N-am crezut că eu am venit în picioare. Vai, de la rănitul ăstora. Mă așteaptă George. Bă, dar e mai greu pe aici, pe pământul ăsta, decât pe pietre. Că nu mă așteptam. Probabil am și obosit. Yo. Wow. Foi. Am obosit tare. Nu vine să cred. Dar chiar merge. Merge? Da. Chiar merge, frate. Nu te așteptai. Așa nu? Trage, mă, dar nici eu nu mă așteptam, îți dau cuvânt. Mai greu mi-e acum pe astea corăniți acolo, mistețe. E prea mult pământ. Și am obosit, eu nu mai pot. Gâfâi de nebunesc. Da, trotile mici? Da, trotile mici și da. Dar trage, mă, deci nu vine să cred unde sunt. Cred că am văzut un urs, nu știu sigur, acolo am văzut ceva mare. Deodată urca în pădure, nu știu dacă era câine mare de la, sau urs. E posibil, e posibil. E posibil. Vai, vai. Ue. A, așa mă sete. Aventură. Iar dâmburi. Aici nu, nu, nu mă bag. E prea mică roata. Trebuie să o ridic că... pietre. Asta n-are nimic. Gata. Am coborât acolo că sunt foarte mari, foarte linizalat. Așa ce vrei să urci eu pe crengile astea ca tine? Bă, ce frumos e. Iubesc muntele. Iubesc muntele, frate. Da. Deci mi-a transpirat casca, ochelarii, tot. Sunt foarte însetat. De aici ne dăm drumul la vale. De acum clar mai mult pe coborâre. Op. Încerc să-mi aranjez ochelarii. Băi, cum se vede și poiana asta. Cum se vede poiana. Ha.
Vai, mă fură pe mine. Deci cum mă fură? Da, zic ok, n-am nimic. Sper că nu mi-am spart ochelarii. Ai văzut cum am dus? Am văzut. Da, ai văzut? Eram cu frânele la maxim și nu mai ține, alunecă. Alunecă. Tu ești, tu iei motorul, că ții pe frână, da? Și o sări piatra asta. S-a oprit în ea. N-am nimic, absolut nimic. Și am căzut așa ușor pe spate, da? Că nu mi-explic cum s-a dus deodată. Mamă, sper că am filmat faza. A alunecat pe iarbă. Da. Nu mai văd, am ochelarii transpirați, tot îs aburiți și transpirați. Mai avem de covole? Da. Se ud de roțile, că sunt mici. Și... Da. Pe aici? Pe acolo? Da. Uai, păi eu țin pe frână, dar dacă stau pe ea, nu. Fuge spatele. Fuge, am văzut-o. Fuge tare spatele, uite. Da. Deci fuge tare spatele. Ia uite. Iar fuge spatele. Noroc că știu să o controlez, da. Mai mult n-am ce să-i fac. Cobor așa pe aici. Trebuie să țin și fața și spatele, da. Ia uite aici cum e. Bă, dar le țin la maxim. N-am nimic nici eu, nici trotinet. Am lăsat-o ușor, da? Uite, nu pot. E foarte abruptă coborârea. Vai de mine. E extrema asta. Noi urcăm pe aici. Da, îmi dau seama, voi... Da, deci băieții urcă cu crossurile pe aici. Bine, și coboară, dar urcă în principal. Se antrenează. Da. E înclinația mare, tare. Hai de mine. Da. Vai. Pe lângă ea, da, asta încerc, nu. Dacă s-a pornit semnalizarea, ceva. Da, o țin așa. Că nu am alte variante. Vai. Și e traseu, frate, că... Nu, nu pot așa pe ea. Trebuie să o țin așa până jos. El coboară ușor. Wow. Nu pot să cred că am făcut asemenea traseu. Ia uite, cad pietrele din urmă. Da. Nu, și aici. Pot să încerc să mă las, dar mica la un moment dat iar o să cad. Adică o să se ducă trotineta. Ia. Fură spatele tare. Fură spatele tare. Au și bolovanul. Nu știu ce se vede pe... Băi, și mai rapid acum, băi. Nu cred că mai e un nebun ca mine să coboare, să urce cu trotineta așa. Pe drumuri, aleu! Pe drumuri de astea. Aoleu! Fai! Să țin doar fața, nu știu. Țin frâna doar fața, că dacă țin și spatele fură. Wow! Iar fură. Wow! Filmezi? Op. Bă, nu vine să cred că am ajuns. Wow. Da, voi urci asta. E mișto rău când urce, da, e foarte. Te cred, e. Vai, uite oile. Ceau. Te vrei să o urci? Dă-i odată. Dă-i să te bag. Hai. Cam. Uai. Bă, deci nu credeam vreodată că știți cum este așa. Nu credeam că reușesc să ajung cu asta.
să fac asemenea traseu. Bă, fată, bă. Bă, ești bunăciune de trotinetă. Pupața școarnele tale de trotinetă. Ai. Dar nu mai pot de sete. Ua. Și acum coboară. Acum coboară. Coboară și pietrele după el. Uai. Ua. Uite, piatra aia face... Uai. Ha, în ce parte? Pe aici? În coadă, da. Ma. Ui, s-a și încălzit bine. Dai, tată, unde pleci înainte? Hai. Filmează? Totul bine? Eu i-am zis lui George să mă bage pe un traseu enduro și nu m-a crezut că o să ajung după el. Deci nu m-a crezut. Și uite, frate, că merg. Dar nici eu n-am crezut că o să fiu în stare. Sau că trotineta o să fie în stare. Eu mă iau pe scurtătură pe aici. Oh. Am dat până la altă parte. Oh. Wow. Și acum pe unde o să mergem? Băi, ce frumos! Din toate direcțiile e frumos. Pe unde mergi e frumos. Da. Sunt numai dealuri. Da, munți, nu dealuri, că sunt munți. În față? În față, în față. Față, hai. Wow. Poți să dai înainte, dacă vrei. Oh. Doamne, cât de faine. Încet, că e prea tare. Mică, dau de o groapă sau ceva. Uop. 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 Acum nu mai e coborâre. Da, bă, dar ai lăsat-o pe liber, ha? Dar nu mai e coborâre, da. Uah. Băi, ce frumos e, vai de-aia. A, și dăm la el în curte, în spate. George aici locuiește. Băi, ce tare. Bă, cred că dacă lucream aici și eu ca el silnic, mă dădeam. Clar. Wow. Știți cum îmi vibrează mâinile? Deci zici că am tras la sar o săptămână numai brațe. Uai de mine acum. Nu mai pot, am obosit. Wow. Nu mai simt degetele, brațele. Mi-a rămas ăsta încleștat. Mi-a rămas degetul mic încleștat. Nu mic, al doilea.
Tremură, nu mai pot, a rămas blocat. Ai murit? Ah, nu mai pot, nu mai simt degetele și ăsta. Vai de mine, trebuie să ajung jos. Nu vine să cred. Hai că mai am o leacă și acum nu mai pot, nu mai simt, descredeți-mă. Pentru că a trebuit să țin atât de tare de ea. Vai. Am dat exact la faș la tine aici dimineață. Bă, exact la tine am dat. Tu din curte, te duci în curte, în spate, dintr-o curte în alta, dai la tine. Genial. Aici încheiem tura, oameni buni. M-am ajuns la izvor, vreau să beau apă. Că nu mai pot. Hai, ia. Unde te-ai dus tu pe drumul ăla, da. Când ai găsit tu drumul, dacă mă mergeai un pic în față și vedeai, era o poiană oarecum în curbă, o poiană așa oarecum rotundă, da, ovală, e tot a noastră. Ah, am înțeles, deci ai și acolo teren. Noi pășteam cu vacile și acolo, sus. Da. Lângă rezervație acolo, efectiv unde ai fost tu. Da. La da. Graniță, parcă, ca să pot spune așa. Am înțeles, da. Da. Ba, mi-a plăcut maxim tura, nu mai simt degetele, mi-au morțit astea. Asta numai așa cu ele, astea le-am mai mișcat. Dar astea sunt încordate. Nu mai pot, așa și la voi cu cross-ul. Când mergi mult, când ții de ea. Mâinile mie nu mi-au morțit niciodată. Dar în schimb picioarele mi-au morțit odată. Nu mai puteam să stau în sperie, nu mai puteam ține. Da. O singură dată am plăcut. Uai, frumos, mi-a plăcut maxim, nu mă așteptam. Și ai văzut un sfert din ce e aici. Din ce e aici, din ce faceți voi. Bine, mai că voi... e o bucată încolo spre peștera care ar merita să o vezi, mai e o bucată în partea aia, da. Și mai e iarăși o bucată unde mergem noi cu motocrossurile și cu astea, într-o vale acolo, că aici suntem foarte aproape de parc, da. Și până unde am mers astăzi e maximum până unde pot să merg eu. Pentru da, că deci voi vă duceți în alte zone, că aici aveți puțin de mers. Da, e puțin de mers și nu te poți băga în parc pentru că e interzis și nu, da. nu ne dă voie și nici nu... Am înțeles. Nici nu facem abuz, da. Ca să spun așa. Corect. Și e, na, e cel mai bine așa. Da, da. Dar așa, asta e maximul. E practic granița cu Șirnea cu parcul. Am mers efectiv pe graniță noi astăzi, pe drumulețul ăla. E am granița înțeles, oarecum, prin pădure, peste tot, frumos. Fain. Sper că v-a plăcut vlogul. A fost plimbare neașteptată și pentru mine, deci cam asta e. Cu siguranță voi reveni. Cu siguranță îmi voi lua o trotinetă sau o bicicletă și mai puternică. O să vedeți mai multe vloguri de aici, dacă nu le-ați văzut, uitați-vă la mine pe canal. Asta o să fie, cred că cel puțin 2 ore, plimbarea asta a fost, cred cam da. Filmările cam o oră, lung, da, frumos. Da. Dar o aventură pe cinste a fost pentru mine. Cam atât, sănătate și numai bine!